Să fie numele Domnului. Mă bucur să fiu cu dumneavoastră în această seară. La o întâlnire specială pentru cei tineri, din câte am înțeles. Am mai fost cândva aici la dumneavoastră, dar cu mult timp în urmă la o nuntă. Însă astăzi slujesc pentru prima oară aici, de aceea sunt bucuros să văd o biserică frumoasă, nouă, plină și mai ales plină cu tineri, mă bucur în mod deosebit pentru generația tânără, pentru care am fost chemat să slujesc Domnul pe toți să vă binecuvinteze. Mulțumesc slujitorilor pentru invitație, pentru că ați îndrăznit să chemați pe cineva din mediul penticostal. Există un oarecare risc întotdeauna când e din afară, însă mă rog ca Dumnezeu să-mi dea putere să rămânem la ce e scris și atunci nu putem greși deloc. Cineva spunea că dacă vrei să-l faci pe un om să pună capul jos, un creștin să plece capul, întreabă-l despre viața lui de rugăciune. Și asta poți să. Întrebarea asta poți să o pui și unui lucrător. Cum stai cu viața ta de rugăciune? Aproape întotdeauna noi ne vom făstăci la întrebarea asta, pentru că suntem într-o nevoie permanentă de creștere în acest domeniu. Vreau să plec și eu de la versetul pe care îl citeau tinerii mai devreme din Luca în capitolul 11, unde spune Scriptura că Iisus într-o zi se ruga într-un loc anumit, Luca 11 cu 1. Când a prăvit rugăciunea, unul din ucenicii lui a zis, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Și Ioan pe ucenicii lui, Toată viața am vrut să mă rog mai mult. Să am fel de mărturisire. Ori de câte ori un slujitor vrea să își renoiască viața de rugăciune, mai cumpără încă o carte despre rugăciune. Puteți veni la mine acasă, vedeți câte cărți despre rugăciune am. Pentru că mereu și mereu mi-am dorit să mă rog mai mult, dar parcă prin curaj, măcar că întotdeauna m-am simțit ca fiind în liga a doua. Oricât aș încerca, parcă mergea mai mult. Dar mă uit aici că mai sunt și alții ca mine. Se spune că și apostolul zice, Doamne, noi nu știm să ne rugăm. Doamne, învață-ne tu să ne rugăm. Mă alătur și eu apostolilor și vreau să intitulăm această seară simplu Doamne, învață-ne să ne rugăm. Dumnezeu este profesorul nostru în materie de rugăciune. De altfel, Cuvântul spune că firea noastră nu știe să se roage. Roman capitol 8, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Carnea asta nu are capacitatea să se roage. Este neputincioasă. Dar spune acolo Roman capitolul 8, dar însuși Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră. S-a întâmplat să pun tinerii să se roage. E un risc foarte mare să pui un tânăr să se roage. În tabere, la conferințe, să se roage tânărul cu tare. Și ăsta s-a nu știu să mă rog. Și ne-am făcut de rușine. Dar zic, zi măcar tatăl nostru. Nici pe ăla nu știu, o zis. Însă tânărul acesta pe care îl cunosc foarte bine a devenit un tânăr născut din nou, transformat de Dumnezeu, botezat cu Duhul Sfânt și acum se roagă. De ce? Pentru că Duhul ne învață să ne rugăm. Carnea e neputincioasă, de aia nu cred că teologia va schimba foarte mult. Cine ne învață să ne rugăm este Duhul Sfânt în viața noastră. Și desigur și cuvântul care se va predica are în el viața lui Hristos și va aduce transformare. Credem asta, slăvi să fie Domnul. Ce mă surprinde pe mine este că ucenicii n-au zis, Doamne, învață-ne să predicăm. Isus a fost cel mai mare predicator care a trăit vreodată. Atât de frumos predica Domnul Isus, încât spune scriptura: Că într-o pustie, în Iudeea, undeva, au uitat oamenii că au stomac. Trei zile și trei nopți n-au mâncat și n-au băut nimic. Atât de frumos predica Isus, încât oamenii au uitat de mâncare. Dar ei n-au spus, Doamne, învață-ne să predicăm. Isus n-a făcut școli de predicare. Isus n-a ținut cursuri de omiletică, pentru că nu asta schimbă, în primul rând, lumea. Ucenicii n-au zis, Doamne, învață-ne să vindecăm. Măcar că Domnul Isus Hristos a fost cel mai mare vindecător care a trăit vreodată. Este singura persoană despre care știm din istorie că la El au venit oamenii bolnavi și toți au plecat vindecați. Niciun alt vindecător, nici creștin, nici de altă natură, n-a avut un rating de 100%. Singurul din fața căruia au plecat toți oamenii vindecați, a fost Isus Hristos. Glorie lui în veci. Dar el n-a făcut o școală de vindecare, cum fac unii în Africa. El n-a ținut cursuri de vindecare, nu știu de care, nu. Isus Hristos n-a făcut asta. Și ucenicii nu au spus, Doamne, vrem să vindecăm ca și Tine. Însă Biblia spune că s-au uitat ucenicii la El într-o zi, Doamne, învață-ne să ne rugăm așa cum te rogi Tu. Înțeleg că se ruga atât de fascinant, atât de pătrunzător, atât de real, încât ucenicii au zis, Doamne, dacă ne înveți asta, e suficient. Pentru că, într-adevăr, rugăciunea este motorul vieții noastre spirituale. Dragii mei, pentru rugăciune am câteva îndemnuri, Pentru că Duhul Sfânt ne-a dus într-o direcție în această seară, nu vrem să ieșim. În cuvântul profetic s-a vorbit despre o Dăiță și vreau să încep cu asta în Matei capitolul 5, capitolul 6, când vă rugam să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor, pentru că a să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata, ci tu când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa și roagă-te tatălui tău care este nascuns. Și tatăl tău care îi vede nascuns îți va răsplăti. Când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii cărora le se pare că dacă spun o mulțime de vorbe vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Și continuă Matei, iată cum trebuie să vă rugați. Și începe rugăciunea Tatăl nostru. Dragii mei, vreau să spun ce spunea și cuvântul profetic. Baza vieții de rugăciune nu este rugăciunea în comun de la biserică. Fac o afirmație radicală. Domnul Iisus Hristos niciodată nu s-a rugat în comun. Nici odată. Prin asta nu discreditez rugăciunea în comun, mai ales că vin într un mediu în care se pune mare accent. Însă am sentimentul în biserica noastră benicostală că unii sunt la biserică la recuperări. Să roagă lung și tare, cum să profețea și... Pentru că nu s-au rugat acasă. Baza vieții de rugăciune este rugăciunea de odăiță. Acolo sunt eu și Dumnezeu. Și cine nu se roagă acasă în fiecare zi, nu are viață de rugăciune. De aceea pentru tineri și pentru adolescenți, vreau să începem cu abecedarul. Tineri dragi, dacă vreți să fiți oameni ai rugăciunii, învățați-vă să vă rugați în fiecare zi în odăiță asta e baza. Aici începe viața cu Dumnezeu. Aici e puterea rugăciunii. În o dăiță. Iisus s-a rugat foarte mult în ascuns. Legat de rugăciune, câteva lucruri, da, le punctăm așa întreagăt. În primul rând, dragii mei, dragi tineri, e foarte important ca rugăciunea aceasta să fie privată. Se repetă cuvântul ăsta, în ascuns. Pe Dumnezeu îl deranjează grozav neprihănirea publică. Și asta spunea cuvântul profetic. Oameni care se roagă tare și frumos, de parcă ar fi la un concurs de recitat psalmi. Și încearcă să-L impresioneze pe Dumnezeu cu frumusețea rugăciunii. Pe Dumnezeu nu îl putem impresiona cu cuvintele noastre mărețe. Rugăciunea cea mai autentică este rugăciunea în care ești tu însuți. El aia în comun nu prea poți să fii tu însuți, da? Noi spunem, Doamne, Tu care ai făcut cerul și pământul, ne aud frații, nu? Dar care din noi spune, Doamne, iartă-mă că m-am certat cu soția la amiază? Păi nu putem spune că ne aud cei de lângă noi. De foarte multe ori rugăciunea asta comună, publică, ne transformă în altceva. Însă în odăiță, noi suntem noi și Dumnezeu. Acolo pot să spun și ce nu pot spune soției mele. Pentru că Dumnezeu mă vede și mă înțelege așa cum sunt. De aceea ne rugăm astăzi încă o dată, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Doamne, învață generația tânără să se roage. În odăiță. În ascuns. Și vreau să te întreb, drag tânăr, foarte simplu și foarte practic în seara asta. Ai un loc în care te rogi? Aici începe tot. Ce du-te în odăița ta. Întrebarea mea este, o ai? Mă uitam la oamenii bogați care își permit să-și facă case mari și mă uitam la proiect, mă uitam la casa însă, își vizitam și îmi spunea, domne, aici am camera living room, camera de zi. Are un nume, e destinată unor activități. Mă duce în dormitor. E destinat unei activități, acolo se doarme. Mergem la bucătărie, mergem la dining, aici se mănâncă. Însă n-am văzut niciodată o casă, sau prea rar o casă, care să aibă o cameră de rugăciune. Și mă întreb, bine, bine, n-am construit-o din Perez, avem un loc consacrat rugăciunii. Biblia spune înainte de orice să ai un loc. Du-te și încuie o dăița ta care o dăiță, că nici nu avem cei mai mulți dintre noi. Am întrebat foarte mulți tineri, câți dintre voi vă rugați în același loc? Apoi ne rugăm pe unde apucăm. Și cei mai mulți tineri se roagă în timp ce își trag pantalonii și ies pe ușă, iertați-mă. Cu telefonul stresat, treziți târziu, poate nici pieptănați, și te întreb de ce n-ai biruințe, drag tânăr, că ție ți se adesează predica în seara asta. Pentru că n-ai nici timp, și nici loc pentru rugăciune. Primul pas practic pe care trebuie să-l faci în seara alegeți un loc în care să te rogi cu regularitate și în cuie să fii singur cu Dumnezeu. Veți spune unii pe frate, noi nu avem condiții ca cei bogați. Îmi amintesc de în vreme când eram undeva în India, într-un nordul țării, acolo, eram șase băieți într-o cameră la un centru de misiune, M am găsit ca loc de rugăciune un acoperiș. Acolo nu venea nimeni. Mă cățăram sus pe acoperiș și mă rugam acolo în fiecare zi. Și oră și două. Întotdeauna vei găsi un loc unde să te rogi. N-are legătură cu faptul că sunteți mulți frați și puține camere am plecat de acolo, mai mândesc în 2006, în Nepal. Acolo am dormit mai mult într-o cameră, eram toți într-o casă mică și mă amintesc că mă rugam într-o căpiță de fân și așa de era de frumos. Era o gaură, acolo am făcut și știam, acolo intru doar eu, nu știa nimeni unde sunt, mă acopeream cu fân și vorbeam cu Dumnezeu. Există locuri, doar să vrei, caută-ți un loc de rugăciune. Pentru că rugăciunea trebuie să fie în ascuns. În taină, doar tu și Dumnezeu. Și făți și timp. Repet, nu cred că este mulțumit Dumnezeu cu acele fânturi de rugăciuni de pe autobuz, de pe tramvai, în timp ce suntem la baie dimineața sau seara când stăm pe genunchi și adormim. Astea mi se par un fel de rugăciuni trimise cu praștea, Doamne, noapte bună, bună dimineața, chestiuni de, de politețe religioasă. Dumnezeu vrea să stea de vorbă cu tine pe -ndelete. Unde? În privat. În ascuns. Dragii mei, legat de lucrul acesta... Îmi amintesc că eram eu mult mai tânăr decât acum, nu ca aș fi foarte bătrân și la o seară de tineret predica un predicator și spunea fraților versetul din Matei, capitolul 6, cu 6, unde spune în cuie o dăița ta s-ar traduce în anii noștri, închideți telefonul. Și am fost de acord. În cuie o dăița înseamnă închideți telefonul. Vreau să spun tinerilor foarte categoric, nu există rugăciune autentică cu telefonul pornit. Pentru că exact atunci când ești mai conectat, diavolul îți trimite o notificare. Știm din experiență, din statistică, că nu prea trec 5 minute să nu bâzie. Așa ai creat să ne bâzie. Fie pe WhatsApp, fie un mesaj, fie un e-mail, fie un telefon. Eu am observat un lucru foarte interesant. Când mă pun să mă rog, atunci mă sună toți membrii. Și știu ce ne-i pune. Satana nu Dumnezeu. Frate, o muri cu tare. Sunt întâmplă. Mai oameni buni, e oră de rugăciune. Și unii spun, frate, n-ai răspuns. Păi n-am răspuns. Mă sună unii dimineața și spun, frate, mi-a dat de dimineață. Păi da, dar dimineață vorbeam cu cineva mai important decât tine. Că pentru unii păstorul e centralist. La orice oră trebuie să răspundă că am eu o nevoie. Dar există o comunicare mai importantă, cea cu Dumnezeu. Și eu chiar dacă sunt discreditat și mi-am pierdut o că nu răspund la telefon ca alții, îl deschid că îl deschid și am momente când îl țin închis cu orele, pentru că vreau să citesc Biblia și să mă rog. Dragii mei, fără rugăciune, suntem niște epave spirituale. Fără de comunicare cu Dumnezeu vom fi niște oameni superficiali. Niște creștini subțiri, dezrădăcinați și fără adâncime în Hristos și care vor fi întorși cu roțile în sus, iertați-mă, în orice moment de ispită, pentru că nu avem rădăcinile în această intimitate cu Dumnezeu. Acolo e secretul, intră în rădăiță, închide telefonul. Și dacă pierzi clienți, și dacă se întâmplă nu știu ce lucru, închide-l, îndrăznește, închide telefonul, încuie ușa, explică copiilor tăi, explică celorlalți că tu ești într-o comunicare cu Dumnezeu. Poate nu toți avem condiții. Mă amintesc de mama lui Wesley, cunoscuta Suzana Wesley, care avea peste 10 copii, că 16, și scrie în istorie că își punea un șorț în cap, și când își punea șorțul în cap, știau copiii că ea creează un univers, aia era intimitatea ei. Și copiii nu o deranjau. Când era cu șorțul în cap, știau, mama se roagă lui Dumnezeu. Punea un văl și era acolo undeva pe pat. Își crea spațiul ei, ia și Dumnezeu. Fie că ești mamă, fie că ești tată, fie că ești un om de afaceri ocupat, un păstor ocupat cu lucrarea Domnului, trebuie să-ți faci timp și loc să te rogi lui Dumnezeu. Dumnezeu te așteaptă acolo. De asemenea, dragii mei, vreau să subliniez încă o dată un lucru. Dumnezeu ne cheamă să ne rugăm cu un limbaj foarte simplu. Ce cuvântul, nu bolborosiți vorbe, aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Desigur, aici e vorba și de ceea ce foloseau păgânii în sens de mantre, dar bolboroseau aceleași cuvinte, în sensul în care existau în religiile de atunci cuvinte magice, cuvinte de putere, cuvinte care aduceau ceva special. Creștinismul nu are mantre. Noi nu credem că anumite vorbe care le rostim, nu știu cum, aduc nu știu ce creații uh, spirituale. Noi nu credem că dacă repetăm anumite cuvinte, se creează o anumită putere. Creștinismul nu susține o astfel de învățătură. Poate ați auzit vorbirea în limbi aici, am auzit o și eu, o practicați, înțeleg că o practicați, nu este ceva magic. Este o comunicare cu Dumnezeu într-o altă limbă. Și noi nu bolborosim cuvinte în altă limbă într-un sens magic. Noi nu credem că în creștinism ar exista cuvinte magice. De aceea Dumnezeu ne cheamă să ne rugăm în cuvinte simple. Asta mă învață Hristos. Nu bolborosesc aceleași vorbe. Adică nici în sensul în care anumite cuvinte da, au niște puteri speciale, auziam chiar o explicație la cineva populară, nefondată, că dacă folosea numele lui Isus, dracii nu ieșau, dar dacă spunea sângele lui Isus, ieșau. Astea, dragii mei, n-au niciun fundament biblic, nu există cuvinte de putere în creștinism. Dacă rostești o formulă, se întâmplă ceva. Ba, din potrivă, găsim un contraexemplu. Când fiul lui Sceva au folosit niște cuvinte care le considerau magice, în numele lui Isus Hristos, vă poruncim să ieșiți afară, crezând că această formulă pe care o folosea Pavel și alți creștini va da rod. Vă întreb, o dat rod? Nu, pentru că nu exista o relație nu există cuvinte magice în creștinism. Nu există formule pe care dacă le rostești, cade foc din cer. Nu. Vindecarea bolnavilor, rugăciunea este ascultată, diavolul pleacă atunci când în spatele rugăciunii este o relație. Pentru că demonii întrebat, pe Pavel îl știm. De Iisus ne este teamă, voi cine? Pentru că nu erau legitimați de Hristos. Nu exista o relație. Existau doar cuvinte magice în inima și în, mențiu, în concepțiunea lor. Dar, dragii mei, Dumnezeu ne cheamă să vorbim cu Dumnezeu natural. Cât de natural poți tu să vorbești? În tocmai cum vorbești cu un tată. Iar zic, mi se pare ciudat când aud oamenii că se roagă cu cuvinte pompoase în biserică. Încercăm noi să-i spunem Dumnezeu cine este El, toate titlurile care le știm din Biblie. Iar eu zic, parcă ar fi un concurs de recitat psalmi, un fel de cenaclu literar, cuvinte mărețe. Nu știu dacă Dumnezeu este impresionat de astea. Și chiar se spune aici că unii se roagă să impresioneze. Dumnezeu ne cunoaște așa cum suntem și vrea să ne rugăm într-un mod cât mai natural. Îmi legat de relația de părinte, copil, Tatăl meu este inginer, însă niciodată nu i-am spus, domnul inginer, vă rog să-mi dați 100 de euro. Era penibil, nu? I-am zis, tată, am trebuie 100 de euro. E și păstor, dar niciodată nu i-am spus, tată, domnule păstor, vă rog să-mi dați o bicicletă. Nu, tată, îmi trebuie 100 de dolari, îmi trebuie bicicletă, îmi trebuie caiet, îmi trebuie pixuri. Relația mea cu tatăl meu este una naturală. Îi spun direct, tată, îmi trebuie asta. De ce limbaj sofisticat? De ce impresion... încercăm să impresionăm pe alții cu rugăciunile noastre? Biblia spune, adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Nu există nicio răsplată pentru omul care se roagă pompos la biserică sau la colțul ulițelor, cum spune acolo. Într-o situație, mă amintesc de fratele meu, am avut un frate care într-un moment a făcut ceva și părinții l-au pedepsit, și știu că mama într-o supărată, a spus să nu mai spui mamă. Gata. Asta era un pic mai șotios, băiatul ăsta un pic mai năstrușnic, a ieșit afară, a plecat în curte, a intrat pe altă ușă și a început să bată la ușă. Și a zis, doamna Fedur, doamna Fedur. Toți am început să râdă, era nenatural, cum adică să-i spună așa, că era fratele nostru. l a chemat în casă, hai înăuntru. Cam așa încercăm noi să vorbim cu Dumnezeu. Dumnezeul lui Avram, Isaac, Iacov, tu care ai făcut cerul și pământul, știm că ești aici și începem să predicăm noi. Să-i spunem noi ce ar trebui să... Cine a spus el nou în Biblie. Dumnezeu a zis, când vă rugați, iată, dar cum trebuie să ziceți. Cu ce începe rugăciunea? Tatăl nostru. Pentru că aici la bază este o relație, tu ești copilul lui Dumnezeu, el e tatăl tău și îți răspunde în baza acestei relații de tată-fiu. Îndrăznește să-i spui tată. Iar dacă până azi n-ai fost copilul Domnului, fă un pas, împacă-te cu el, acceptă-l pe el ca Dumnezeu, acceptă-l pe el ca tată și o să poți să-i spui în orice moment tată. Și când tu spui tată, el se prezintă. Dragii mei, aceste două mențiuni legate de intimitatea rugăciunii, de caracterul ei privat și de simplitatea limbajului sunt doar o parte. În această zi vreau să mă opresc mai mult, mult mai mult, asupra un alt, unui alt aspect, aspectul dialogal al rugăciunii. Cuvântul spune aici, intă în ascuns, roagă-te în ascuns și Dumnezeu îți va răspunde sau îți va răsplăti în ascuns. Vedem aici, dacă analizăm, da, și gramatical, și teologic, că există un feedback. Tu te rogi în ascuns și el răsplătește sau răspunde în ascuns. Eu înțeleg că rugăciunea este o cale cu două căi, o, un drum cu două, două direcții. Ca un fel de autostradă. Rugăciunile merg spre Dumnezeu și de la Dumnezeu vine răspunsul. Pentru foarte mulți creștini, rugăciunea este monolog. Efectiv, ne rugăm abia trage aer. Turuim, turim, turim, turim. Amen. Asta nu e rugăciune. Rugăciunea ar trebui să fie cel mai autentic dialog din viața noastră. Cum vi s-ar părea, dragi tineri, să mergeți undeva la o întâlnire și să vorbiți singur? Suntem la tineret, nu? S-o mai întâmpla la câte unul, mergi cu câte o fată, îi spui, ia da și nu, îi spui o glumă, nu râde, îi spui ceva de plâns, nu plânge, bă, zice, săraca, nu pricepe. Oricât de mult s ar plăcea cum arată, tu nu poți să continui relația aia. Că se bate ca nu ca de perete. Pentru că nu comunică, nu să leagă nimic. Monologul nu are cum să susțină o relație. E nevoie de un dialog. Exact așa e și cu Dumnezeu. Credeți că Dumnezeu este încântat de oamenii care îi aruncă cu praștea rugăciuni? și n-au timp să asculte glasul lui Dumnezeu, rugăciunea este dialog. Se ruga o soră cândva, era și un proroc, cu multă râvnă lui Dumnezeu, se ruga, se ruga și dintr-o dată Duhul îi vorbește, taci din gură. Femeia blocată, zice, Doamne, tu nu știi ce fac eu, mă rog! Și iarăși, încopostată, și se ruga, și se ruga cu mult patos. Și Duhul Sfânt îi spune iar, oprește-te. Dar, Doamne, de ce mă oprești? Nu vezi că mă rog? Și iară se roagă. Și spre Dumnezeu Sfânt, taci din gură. Și femeia se oprește și spune, Doamne, de ce să tac? De ce nu mă las să mă rog? Și Dumnezeu Sfânt îi răspunde, lasă-mă să vorbesc și eu. Vreau să spun și eu ceva. Nu e așa că nu prea avem timp să ascultăm pe genunchi? Și pentru mulți dintre noi rugăciunea este monolog. Și amin cu multă enfază, ca și cum l-am impresionat pe Dumnezeu cu ce cuvinte frumoase i-am spus. Haideți să învățăm asta de la Dumnezeu rugăciunea ca dialog. Și te întreb înaintea Domnului, tu dialogezi cu Dumnezeu? Dar toți vorbim cu Dumnezeu. Toți îi spunem lui Dumnezeu cuvinte, însă vreau să pun întrebarea serios. Câți dintre dumneavoastră, dragi creștini, aveți acest gen de relație cu Isus, încât puteți să și ascultați glasul Lui? Mă amintesc că eram într-o zi la niște cursuri, cu mulți ani în urmă, undeva în nordul Indiei, cum spuneam, în anul 2006, Acolo, fiind la cursuri, știu că într-o săptămână a venit un englez sau un american, și ne-a predat un curs care se numea Auzirea Vocii Lui Dumnezeu. Tot felul eram așa surprins, mă gândesc, cine pot învăța americanii ăștia o săptămână despre auzirea vocii lui Dumnezeu? Dimineața patru ore de teorie în fiecare zi. Frumos, cursuri, versete. E, la teorie eram cel mai bun. Mi-am că s-a încurcat profesorul într-un moment și a zis, scrie undeva în Biblie, dar zice, nu mai știu. Întrebați-l pe român. Așa s-a umflat inima în mine. Și cu adevărat am găsit versetul imediat. Pentru că eram foarte bun la teorie. Erau foarte uimiți indienii, erau mai multe triburi acolo și nații și unul mânca câine acasă, altul mânca mai erau mai multe nații acolo, a fost foarte greu să conviețuim. Dar se uitau ei cu mire. de unde știți voi români, atâta Biblie? Unii dintre ei nu știau nici măcar pilda fiului Sipitor. Am că o povestise un profesor și ăsta plângea, că auzat prima oară, era șocat. Era... Și eu am un viața mea pildă asta. Atât erau de proaspeți în creștinism unii dintre ei. Ei, eu cunoșteam Biblia. După masa, teoria se termina. Făceam practică. Mă gândeam, mă, ce practică pot să fac ăștia? Ei, la practică am fost cel mai slab. Ne puneau ăștia în cerc, ne rugăm Domnului, fiecare face liniște și să spună la toată clasa ce a vorbit Dumnezeu. Eu m-am blocat. Inginer, vremea eram inginer cu capul pătrat, rațional până în dinți, teologie câtă vrei, dar cum adică să-ți vorbească Dumnezeu? Nu se poate! Și eram penticostal și eram botezat cu Duhul Sfânt de șase ani, ca să fie clare lucrurile. Nu m-am piedicat teologia, efectiv nu cunoșteam dimensiunea asta a vieții. Cum adică să-ți vorbească Dumnezeu? Să stăteam în cerc, când ajungea la mine lemn, nimic, surd. Ăsta din stânga auza, ăsta din dreapta vedea, ăla au zis că eu zis domnul, cu dar toți în afară de mine. Am intrat într-o panică, într-o jale, am zis, Doamne, îmi dau seama că eu sunt un creștin surd. Surd, la propriu. Nu auzeam nimic de la Dumnezeu. A doua zi la fel, a treia zi la fel, am început să postez și să mă rog cum nu m-am rugat niciodată în viața zis, Doamne, ăștia sunt întorși la credință de puțină vreme. În general, cultura indiană este foarte deschisă la supranatural. Ei cum să pocăiesc, cum au vedenii? Și o să umblu pe calea ta din copilărie și să nu aud niciun cuvânt din partea ta, am început și să mă rog și să postez cum n-am făcut-o niciodată în viață. Și am zis, Doamne, eu nu mă las până nu îmi vorbești și mie. Că am înțeles atunci că rugăciunea e dialog. Versetul care mi-a schimbat viața atunci, mi am că a fost Ioan 10 cu 27. Oile mele ascultă glasul meu. Sau în alte traduceri, oile mele aud glasul meu. Dar și Biblia nu spune că asta e pentru cei care sunt profeți. Nu, Biblia nu spune că asta e pentru cei care sunt botezați cu Duhul Sfânt, pentru cei care sunt liderii bisericii, pentru mari evangeliști. Oile mele aud glasul meu. Te întreb, tu ești copilul Domnului? Ești născut din nou. Dacă ești născut din nou, și Duhul Sfânt locuiește în locuie tine. Trebuie să auzi glasul lui Dumnezeu. Ei, pentru orice fel de creștin, și vreau să învățăm tineri în seara asta, oricine ai fi, oricât ai fi de, de copil în Hristos, tu trebuie să ai o comunicare reală cu Dumnezeu. Și ascultă-mă, Dumnezeul acela mare, care stă pe tronul veșniciei și se ocupă de mântuirea indienilor și se ocupă de economia lumii și de războaie, are timp să vorbească cu tine un adolescent și vrea să vorbească cu tine. Ba mai mult, Dumnezeu își dorește să vorbească cu tine, mai mult decât îți dorești tu să vorbești cu El. Oile mele, ascultă glasul meu. Te întreb tineri astăzi, cunoști tu glasul păstorului? Dacă nu ai auzit glasul niciodată, mă rog să-ți dea Dumnezeu durerea pe care am avut-o eu în 2006 în vara aceea m-am rugat și postiv vreo 50 de zile. M-am uscat, Doamne, zis, Doamne nu te las până nu-mi vindeci urechea, că sunt un pocăit surd. Teologie, multe cunoștințe, dar surd la cea mai scumpă și mai frumoasă voce din univers. În această seară vreau la final să ne rugăm pentru surzi spirituali. Dumnezeu să-i vindece. Poate că e greu de înțeles cum Dumnezeu vorbește cu un om de rând, da. Când prorocea el dat și mi-a dat în tabără, spune cuvântul că cineva, adică eu, s-a spus lui Moise, Moise, vrei să-i opresc? Uite, el dat și mi-a dat prorocesc în tabără. Și cuvântul spune acolo că Moise a dat un răspuns extraordinar, genial, inspirat de Duhul Sfânt. Să dea Dumnezeu ca tot poporul Domnului să fie numai din proroci. Eu chiar cred că acest cuvânt s-a împlinit în biserica botezată cu Duhul Sfânt. Orice om locuit de Duhul lui Dumnezeu trebuie să fie într-o măsură oarecare profet. Adică cel puțin să aibă parte de auzirea vocii lui Dumnezeu. Nu toți prorocim în biserică, dar toți creștini autentici ar trebui să comunice cu Dumnezeu. Întocmai ca un proroc. Acesta este nivelul profetic minimal și ar trebui să-l avem toți. Că spunea Pavel, fiindcă puteți să prorociți toți. Deci după Dumnezeu, nu e atât de selectivă treaba cum am crede noi. El ne-ar da la toți harul să stăm de vorbă cu El într-un mod personal. De ce spun asta? Pentru că foarte mulți creștini moderni vor să simplifice problema. Rugăciunea este în pioneze, dar într-una merg la cercuri de rugăciune să le vorbească Dumnezeu. Și vor să sară peste comunicarea asta cu Dumnezeu directă și să le vorbească Dumnezeu mai simplu. Doamne, prin profetul cu tare, Domnul îmi vorbește. Dar, dragii mei, nu vrea Dumnezeu asta. El nu vrea să sărim peste dialogul nostru cu El și să mergem la alții. Alții dau buzna la păstor. Frate păstor, vreau să mă însor, vreau să plec în Anglia, vreau să fac facultate. Oare să fie voia Domnului? Și ce le răspund eu la ăștia? Eu le spun în față. Dar Duhul Sfânt ce zice? Și mulți așa se blochează, sau uite, cum adică? Păi zic, da, păi el l-a întrebat? Păi nu, păi du-te acasă și întreabă-l. Mie nu mi se pare legitim să vii la păstor, să-l întrebi pe el ce trebuie să faci tu. Să mergi la proroc, să-l întrebi cu cine să te înzori. Dar tu n-ai Duhul Sfânt. Întreabă-l pe el. Domnul să vindece orice ureche surdă. Să-ți vorbească Dumnezeu începând din seara aceasta. Ce vreau să vă spun legat de asta este că am văzut, vin într-un mediu în care cred că sunt și mai multe abuzuri în anumite, în anumite privințe, am văzut oameni care se rătăcesc în viață cu un cai de prorocii. Se rătăcesc pentru că lucrul acesta nu înlocuiește comunicarea mea cu Dumnezeu. Și omul firesc nu înțelege e toala de bărășii. Pentru că ce se dă prin Duhul trebuie înțeles prin Duhul. Și omul care nu se roagă nu poate să înțeleagă lucrările lui Dumnezeu. De aceea, poporul al Domnului, haideți să renunțăm la orice religie a intermedierii și să mergem înapoi la religia originară. Știți care a fost prima religie în Biblie? Nu era o reguli de ținut, oamenii erau goi. Nu erau grupuri de închinare sofisticate, nu erau laptopuri, nu erau clădiri, nu existau nici reguli, nici jertfe, nici preoți, era un singur lucru. Omul vorbea cu Dumnezeu în răcoarea zilei. De atunci ne-am sofisticat mult, ne-am complicat prea mult. Religia devine atât de complexă și de obositoare uneori. Însă cred că Dumnezeu ne cheamă în secolul complexității, înapoi la original, la cea din tâi religie, când Adam, omul, vorbea cu Dumnezeu, cum vorbesc doi prieteni și Dumnezeu să ne elibereze de religia intermedierii. Sunt buni păstori, sunt buni profesii, dar nu să devină un fel de înlocuitor pentru Dumnezeu. Atunci când poporul Israel a primit mesaj de la Dumnezeu în mod direct, Mă amintesc că poporul a Doamne, să nu ne mai vorbească Dumnezeu. Moise, vorbește tu cu Dumnezeu și comunică-ne nouă, pentru că oamenii nu suportă religia aceasta originală. Nu le place să stea de vorbe cu Dumnezeu. Moise, orice ar fi, dar să nu ne mai vorbească Dumnezeu, să-ți vorbească ție. Te consacrăm pe tine, Sfântul Moise, păstorul, arhiepiscopul, da, ăla e un sfânt, Domnul vorbește cu el, dar nu cu mine. Eu o să dorm la televizor, eu să adorm la meciuri, eu să pot face ce vreau și când am nevoie să-l caut pe sfântul acolo în față, lucește, la, la cort, dar în rest să mă las în pace. Să dați mei religia noului testament. Este tocmai asta ce spuneam. Dumnezeu s-a coborât în noi prin Duhul Sfânt. Dumnezeu locuiaște în tine și în mine și vrea să vorbească cu tine cât mai mult. Zic din nou, Dumnezeu să dea la o parte orice religie a și să-ți vorbească începând din seara asta. Exemplul nostru suprem, dragii mei, este Domnul Isus Hristos. Dați-mi voie să mă duc la El. Ioan capitolul 5 spune cuvântul așa. Ioan 5 cu 19. Adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic Vreau să nu uitați cuvântul ăsta. Nu poate face nimic de la sine. El nu face decât ce vede pe tatăl făcând. Și tot ce face tatăl, face și fiul în Ioan 5 cu 30. Eu nu pot face nimic, iarăși, nimic de la mine însum. Judec după cum aud. Și judecata mea este dreaptă pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Domnul Iisus Hristos, măcar că era Dumnezeu și Fiul lui Dumnezeu, natură dumnezeiască, El n-a făcut ce a vrut El. Dacă facem un pic de filozofie, dacă vrem, putem, nu? Voia Lui nu putea fi păcătoasă, că era Dumnezeu. El nu putea voi răul, și totul spune, n-am căutat să fac voia mea. Era Dumnezeu, era fără păcat și ar fi putut să se descurce singur. Spune, nu, eu tot ce fac judec după cum aud. Însuși Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu pe pământ a funcționat pe planeta Terra într-o dependență totală de un auz spiritual și a ascultat vocea lui Dumnezeu în toate lucrurile. Te întreb pe tine, cine ești tu? Cine sunt eu? Să pot să-mi permit să fac ce cred eu în viața asta. Aud filozofia aceasta în creștinismul modern, mai ales acesta de factură foarte cesaționistă, chiar calvinistă. Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu. El face tot, noi suntem ca niște mici roboței, până la urmă el știe, el și uităm că în aceeași Biblie găsim și versete care sublinează, dacă vreți, responsabilitatea umană în toate privințele. Și merg unii mai departe, spun, domnule, până la urmă, Dumnezeu ne-a revelat voia Lui, e scris aici, altceva nu mai poate fi. Mergem după principiile Sfintelor Scripturi. Și așa este, Dumnezeu ne-a dat principiile Sfintelor Scripturi. Însă am găsit în Biblia, dragii mei, că ungerea Duhului Sfânt nu e doar pentru asta, e pentru mai mult de atât. Dați-mi voi să citesc din 1 Ioan, capitolul 2, versetul 27. Cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la el rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva, ci după cum ungerea lui vă învață despre ce? doctrinele biserici, Nu? Practicile bisericii, adevărul Sfintelor Scripturi, nu. Ungerea lui vă învață despre toate lucrurile. Ăsta e creștinismul Noului Testament. Da, tot Iisus spune, Duhul Sfânt vă va călăuzi în tot adevărul. El ne revelează Scriptura, dar nu numai atât. Noi am ciopărțit viața asta. Avem principii, frate. Biblia, atât. Dar eu am găsit că Duhul Sfânt e mai mult de atât. El ne călăuzește în toate lucrurile. Și în cele strict personale. Eu așa-l văd pe Duhul Sfânt. Poate sunt un pentecostal un pic mai excentric. Așa sunt considerat și de frații mei. Eu cred că Dumnezeu, chiar dacă ne-a libertate să facem ce vrem noi, în libertate, noi putem să ne predăm în lui spune, Doamne, chiar dacă pot să fac ce vreau, eu vreau să mă asist la fiecare decizie din viața mea. Vreau să umblu după cum aud, așa cum a făcut Isus. Și asta cred, și asta predic, și le predic la tineri mereu, și repet și astăzi, eu n-aș face niciun pas, tractor, fără să mă rog lui Dumnezeu. În viață am făcut pași fără Dumnezeu și m-a costat mult. O aplicație. Pentru cei de la liceu. Rugați-vă lui Dumnezeu să vă descopere facultatea la care trebuie să mergeți. Pe păi cum? Dar merg unde vreau. Așa crezi tu. Dumnezeu are un plan pentru viața ta. Dar este libertate. Mai ales democrația ne-a îmbătat cu libertatea. Și Dumnezeu oferă libertate. Dar cel mai binecuvântat este drumul pe care îl faci împreună cu Dumnezeu. Eu chiar cred că un copil se naște cu un proiect. În tocmai cum biserica asta are un proiect. E, când e vorba de proiecte în construcție, noi tăiem, scoatem stâlpi, punem, toți suntem constructori. Când e vorba de Dumnezeu, ar fi bine să rămânem la planul Lui. Eu însumi am fost un tânăr care nu cunoșteam pe Domnul, la vârsta liceului, nimeni nu m-a învățat să mă rog pentru facultate, am considerat că toți tinerii merg unde vor. Și pentru că eram foarte bun la matematică și chiar olimpic la fizică, am fost cel mai bun din județ mai mulți ani la rând și am fost la Națională, am considerat că toți băieții deștepți merg la Politehnică. Așa era atunci, cel puțin, nu știu cum e acum. Fără să mă rog lui Dumnezeu. Fără să mă gândesc că poate nu-i planul lui Dumnezeu. Din moment ce sunt bun la matematică, logic, trebuie să merg la Politehnică și să fiu un inginer și să-mi placă calculatoarele. Și am muncit cinci ani de zile. Mi-am chinuit inima cu integrale și cu matematici, și cu politehnici și cu, și cu nopți nedormite. Și, și ascultați-mă bine, n-a fost planul lui Dumnezeu pentru mine. Am pierdut cinci ani din viață. Pentru că nu era facultatea potrivită. M-am și deprimat cu totul, m-am dat peste cap cu sănătatea. Astăzi, în 2022, pot să vă spun că n-am câștigat nici măcar un leu cu diploma aia o am acasă. N-a fost binecuvântată diploma asta. Ba chiar spuneam cu alte ocazii că cel puțin unii o mai pun în ramă și să laudă cu ea că sunt ingineri. Eu cred că ai mei nu știu că sunt ingineri la noi la biserică. A mea e murdare cu chivi, diploma a fost printr-o plasă, e murdară, mi și jenă să o pun. Deci nici măcar să mă laud că sunt ingineri, nu pot. Pentru că Dumnezeu n-a binecuvântat diploma asta. La 24 de ani mi-a vorbit Dumnezeu. Și a zis, Emi, n-ai vrea să mergi înapoi la proiect original? Tu ai vrut politehnică, am făcut și fizica. Într-o ambiție, că eram foarte bun la fizică și era ca o joacă, pentru că făcuse în cursul în liceu. Și o zis, Doamne, bine, bine, ești și fizician, ești de toate, ești mare maestru. N-ai vrea să mergi la planul original? N-ai vrea ca de la 24 de ani să faci ce vreau eu? Deja eram născut din nou. Și am zis, Doamne, vreau să fac voia Ta. Și la 24 de ani am început să studiez teologia. Și de atunci slujesc lui Dumnezeu și oamenilor și cred din toată inima că asta trebuia să fac în viață. Nu mi-e dor nici o secundă de calculator. Nici nu-mi place să instalez Windows-ul. Nimic nu-mi place. Pentru că am găsit o pasiune mai mare și cred că Dumnezeu avea un plan mai bun pentru mine. Drag tânăr, planurile tale sunt bune. Dar nu uita, planurile lui Dumnezeu sunt cele mai bune. El cunoaște viitorul, El cunoaște capacitățile tale, slăbiciunile tale. Lasă-L pe Dumnezeu să te călăuzească. O altă aplicație periculoasă, știu că e controversat subiectul, căsătoria. Mulți spun, frate, lasă-mă cu profesiile și cu astea, cu semnele, că atâta încurcătură, așa, e multă încurcătură. Și pe vremuri au fost multe erori din cauza faptului că unii au pus nu știu, superstițiile, a spune, înaintea feelingurilor naturale și s-au căsătorit bazați pe niște lucruri care n-aveau niciun pic de sentiment acolo și au ratat căsnicia. Dar vreau să vă întreb astăzi, în 2022, că ne bazăm pe ce simțim și am anuncat la spate călăuzirea, a crescut sau a scăzut rata divorțului? A crescut. Chiar dacă sunt mulți tineri aici foarte modern și cu o gândire nouă, vreau să vă spun categoric, eu nu sunt de acord nici cu varianta asta, mă căsătoresc cu cine îmi place. Păi frate, așa scrie, cu cine vrea. Păi nu scrie chiar așa. Scrie cu cine vrea, dar în... Dacă în Domnul ăsta a ajuns să însemne să fie scăldat la baptist sau penticostal, dacă e botezat, e în Domnul. Nu, nu, nu. În Domnul înseamnă mult mai mult de atât. Trebuie să fie și planul lui Dumnezeu. E normal să-ți placă. Dar dacă o luăm așa, dragi feciori, nu, dragi bărbați, noi bărbații suntem schimbători, azi îmi place de una mai îmi place. te poți la după astea? Zi de câte ori te-ai îndrăgostit, zici, băi, asta e. Și nu a fost. Nu e așa că nu poți să ai încredere numai în simțuri? Că trebuie să fie mult mai mult de atât? Atunci când m-am căsătorit, am zis, Doamne, mie îmi place, dar te rog să-mi vorbești. Și atât am așteptat până când Dumnezeu mi-a vorbit de vreo șapte ori. Nu că cere Dumnezeu asta, dar eu am fost mai, mai, mai blocat un pic. M-am căsătorit foarte târziu, pe la 32 de ani, după multe eșecuri, că de-aia ajungi la 32, nu de bunăvoie. Și inima murise de tot aproape, era deja așa în, pe life support, cum zic americanii. Și mă rugam, Doamne, te rog, dă putere să mă îndrăgostesc. Treceau ani nu mă mai îndrăgosteam. Mi se părea că-s blocat, că m-a uitat Dumnezeu undeva pe o lista într-un sertan în rai, Păi ce se întâmplă? Erau lucrări, că nu-i vremea. Am supărat pe toți prorocii. Doamne, am 29 de ani, cum nu-i vremea? Domnul spunea, nu-i vremea încă. Sunt în anul potrivit. Dumnezeu a scos în cale pe Andreea, care este cu mine ei, soția mea. Și a început să-mi vorbească Dumnezeu. iai. -i! Eram atât de blocat că nu mai credeam. Doamne, sigur? Și iar, Domnul, da, mă, iai. i Îndrăznește să ieși cu ea în oraș. Mi-era frică. Din nou, cu tare, îmi vorbea Dumnezeu personal, îmi vorbea prin alții. Și am zis, Doamne, te rog, mai vorbeaște-mă încă o dată, așa, necredincios. Dacă mai îmi spui o dată, prin prorocul cu tare, un, un părinte spiritual, te rog, eu confirm, poate că n-am înțeles eu bine. Gata, pun dat anunții. Eram foarte speriat, așa, de viitor. Și amintesc că fratele ăsta este părinte spiritual de multă vreme. Și, frate, imi te-am văzut, erai ca un pământ uscat. Inima ta e uscată de tot. Și te gândeai, Doamne, cum o să încolțească sămânța? Că nu plouă, nu se vede nimic. Și o să Domnul, un strop de ploaie exact pe sămânță, s a muiat pământul local, o încolțit și o crescut slăvi să fie Domnul. Și așa au fost. Am trecut și de blocajul ăsta, de frica asta de căsătorie. Înainte am hotărât pentru căsătorie, știu că o noapte m-am rugat și m-am luptat toată noaptea până dimineața. Doamne, oare chiar mă -nsor? Poate că sunt aici oameni legați de un duc de frică, de căsătorie. Există un duc de frică. Eu l-am simțit până dimineața, muream de calci, era frig afară. Eram udlior, că atâta m-am luptat. Doamne, mă însor, nu mă însor. Oare nu greșesc? Oare cum o să fie peste 10 ani? Dar dacă dispare dragostea, gândurile astea, știți că oamenii cu școli, ăștia cu capul mare să nas mai greu. Și în privința dragostei, sunt mai raționali. Și într-un final am simțit prezența Duhului Sfânt zis, Doamne, până la urmă știu că e voia ta, îmi place fata, ne potrivim la principii, prin credință merg înainte. Am primit o pace desăvârșită, am știut că este voia lui Dumnezeu. Și din momentul acela, era cam acum 10 ani, se împlinesc acum în septembrie, am avut o bucurie specială, mi se păreau culorile mai vii, pentru că am înțeles că nu doar îmi place, ci este și -o planul lui Dumnezeu pentru familia noastră. Slăvi să fie Domnul! Mi-am permis să am o mică mărturie pentru că e tineret în seara asta. Poate încurajăm pe cineva. Consultă-L pe Dumnezeu, ascultă-mă bine. Multe impresii am avut și eu, că cunosc, am cunoscut, gata, asta e cea mai potrivită, uite, școală, cutare. Dumnezeu a zis nu. După 10 ani de căsnicie, văd de ce a zis Dumnezeu nu atunci. Pentru că tu nu vezi viitorul. Tu nu vezi potrivirile și nepotrivirile de caracter. Tu nu vezi problemele genetice. Tu nu vezi bolile din viața lui sau a ei. Să Dumnezeu care cunoaște viitorul, El știe care este persoana cea mai potrivită pentru tine. Dați-vă să vă spun că sunt atât de habotnic încât eu și când cumpăr mașină, mă rog, Domnului. Și nu pentru că am devenit un penicostal excentric, pentru că de vreo două, trei ori m-am bazat pe cunoștințele mele și pe ale prietenilor. Frate, știu eu, un mecanic, ipocăit, nu mă țepe, mă iertați și de la bucăiști. N-am primit o mașină bună pe recomandarea oamenilor. Totdeauna au fost probleme. Dar de două ori în viață m-am rugat lui Dumnezeu. Am zis, Doamne, am pățit-o și cu mecanici, și cu frațe. Te rog, dăm tu mașină bună. Și mulțumesc Domnului că atunci când m-am rugat și am luat în serios până și cumpărarea unei mașini, Dumnezeu m-a binecuvântat cu mașinile cele mai bune. Spunea cuvântul acolo, tatăl vostru știe ce aveți trebuință. Într-o duminică m-am pus eu să mă rog. Doamne, de fapt, era luni dimineața. Doamne, te rog, dă-mi o mașină. Mi-am făcut o socoteală, nu mi-ajunge o mașină, eram în America. Îmi trebuie încă o mașină. Și -o pun mâna pe telefon. Era luni dimineața, după ce m-am rugat. La un frate pe care știam că, despre care știam că vinde mașini. Frate, n-ai cumva o mașină bună și ieftină cum vor toți românii? Și spune să mai omule, eu ieri m-am rugat Domnului. Ieri am zis, Doamne, dacă fratele Fedur mă sună, în termen de șapte zile îi dau mașină asta cu 1000 de dolari. Am fost cu adevărat umilit de bunătatea lui Dumnezeu. Doamne, m-am rugat luni și tu ai răspuns duminică. Eu mă rugasem luni, dar Dumnezeu pusese pe inima acestui om cu zi înainte. Dacă mă sună, îi dau mașina cu tare. Pentru că Dumnezeu e un tată care știe ce ai nevoie. Înainte ca să-i ceri. Atât de bun e Dumnezeu cu noi oamenii. Și mulțumesc lui Dumnezeu că m-a binecuvântat în toate privințele. Și acum m-am obișnuit, Doamne, la orice decizie m-am mutat la Dej, dar nu până n-am întrebat pe Dumnezeu. Și am zis, Doamne, sigur, sigur, mi-a arătat Dumnezeu și locul în care o să fac casă. Și când mă chemau frații să-mi predea biserica, spune, frate, nu vii la noi. Dar unde e așa? Cu tare, Nu, Că știam de la Duhul Sfânt că trebuie să-mi fac casă pe un deal. Și acum casa mea e la marginea pădurii pe un deal, Exact cum mi-a arătat Dumnezeu că nici nu se punea problema să vin la Dej. Și n-am ales locul decât de știut că aici e locul în care trebuie să-mi fac casă. Până și locul de casă mi l-a arătat Dumnezeu. Și am știut unde trebuie să fie. Îi mulțumesc Domnului că nu ne lasă. Oamenii întreabă, dar cum ai prins tu locul ăsta de casă cu șase mii de euro, atâția metri pătrați, o curte imensă la pădure, până în America ai un milion de dolari un loc. Nu știu, era ziar, zi, nu l cumpăra nimeni. Nu prin pile, nu prin relații, era în ziar și nu l-a cumpărat nimeni. Cu bani de nimic doar acum 2 sau 3 ani de zile. Pentru că Dumnezeu știe ce ne trebuie oameni buni. Și Dumnezeu vrea să te călăuzească în toate lucrurile. În școlile pe care le alegi, în alegerea unui partener de viață, în alegerea slujirii tale, în alegerea locului de așezare, al casei care îl faci, în toate Dumnezeu vrea să se implice. Ăsta e Dumnezeul nostru, gloria Lui. Crești într-un astfel de Dumnezeu? Sau te bazezi tu pe rațiune, pe inteligență, pe școlile tale, pe faptul că ești educat în niște principii sănătoase? Da, principiile sunt bune, dar pe lângă ele Dumnezeu are o călăuzire dinamică în privința tuturor lucrurilor din viața noastră. Slăvi să fie Domnul. Nu vreau să lungesc prea mult, dragii mei. Mai citesc din Vechiul Testament un pasaj. și anume în Cartea Numerilor, în capitolul 9, ni se spune în felul următor. Începând cu 16. Totdeauna era așa, ziua norul acoperea cortul, iar noaptea aveam fățișarea unui foc. Când se ridica norul de pe cort, porneau și copiii Israel și acolo unde se oprea norul, tăbărau și copiii lui Israel. Copiii lui Israel porneau după porunca Domnului și tăbărau după porunca Domnului. Tăbărau atâta vreme cât rămânea norul deasupra cortului. Când norul rămânea mai multă vreme deasupra cortului, copiii lui Israel ascultau de porunca Domnului și nu porneau. Când norul rămânea mai puține zile deasupra cortului, ei tăbărau după porunca Domnului și porneau după porunca Domnului. Dacă norul se oprea de seara până dimineața și se ridica dimineața, atunci porneau și ei. Dacă norul se ridica după zi și o noapte, atunci porneau și ei. Dacă norul se oprea deasupra cortului două zile, sau o lună, sau chiar un an, Copilul lui Israel rămâneau tăbărâți și nu porneau. Și când se ridica norul, porneau și ei. Dragii mei, principiul acesta este și în Vechiul Testament. Asta nu e un fel de isterie pentecostală. Așa a arătat drumul lui Israel în Vechiul Testament. Nici un pas fără nor. Dacă norul sătea un an, nu mișca nimeni nici liderii, nici animalele, nici copiii. Dacă Dumnezeu zicea doi ani, doi ani! Și când se ridica norul, plecau și ei. Când citești ce s-a petrecut în cei 40 de ani, nu poți să nu rămâi uimit. 40 de ani nu s-au rupt încălțămintele. De ce? Pentru că erau sub nor. 40 de ani nu s-au rupt hainele. Arătați-mi dumneavoastră un mol în care găsesc eu o haină sau o pereche de papuci care nu se rup 40 de ani. Nu există. Însă sub nor era binecuvântarea lui Dumnezeu. Îmi spune că nici unul din ei n-a șovăit și înțeleg că din traducerea originală se deduce că n-ar fi fost nici băcar bolnavi. N-auzim să fi fost acolo oameni, doctori. 40 de ani oamenii ăștia n-au fost bolnavi pentru că sub nor era vindecarea lui Dumnezeu. Foarte mulți dintre noi ne plânge că avem probleme în viață. Afacerea nu merge bine, familia nu merge bine, lucrarea nu merge bine. Ne gândim, Doamne, oare ce se întâmplă? Și o presupunerea e că suntem un fel de Iov, încercați, nu? Știți că cele mai multe probleme în viață le avem pentru că nu mai suntem sub nor? Păi dacă Dumnezeu a zis să rămâi în zală și ai plecat în Spania, nu mai e sub nor. Biserica lui Dumnezeu te chemă în această seară înapoi sub nor. Sub nor este protecția lui Dumnezeu. Sub nori este vindecarea lui Dumnezeu. Sub nori este binecuvântare financiară. Da, este și binecuvântare financiară. Dar îți merge așa pentru că ai plecat de sub nor de multă vreme. Pentru că ai crezut că ești mai bun decât Dumnezeu. Ai crezut că tu știi mai bine ca El. Însă ce bine ar fi ca în seara asta să te întorci înapoi sub nor. Pentru că sub nor ești sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Sub nor e atât de bine am păstorit trei ani în America și atât de mult am regretat că, că am părăsit America și forțat de împrejurări și nu mai pot câștiga bani. Doamne, dar în America erau binecuvântări. De trei ani și jumătate sunt în România și mi-a demonstrat Dumnezeu că binecuvântarea nu atârnă de America. Că binecuvântarea nu atârnă de un serviciu, de o civilizație. Binecuvântarea atârnă de Dumnezeu. El binecuvintează și în România, și în America. El binecuvintează și în Spania, și în Franța, și în Moldova. Pentru că Dumnezeu este binecuvântarea noastră. Poporul al Domnului te invită înapoi sub nor. Acolo sub nor, mergând la pas cu Domnul, este binecuvântare. Îi mulțumesc Domnului că acum mulți ani, 18 ani, cred că sunt de atunci, 16 ani, cred că sunt, de când Dumnezeu mi-a dat harul să înțeleg lucrurile astea. Vreau să vă spun din toată inima că nu există niciun dar mai mare decât călăuzirea lui Dumnezeu. Decât vocea aceasta binecuvântată. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că din 2006 și până azi, de 16 ani, Dumnezeu îmi vorbește în mod constant. Mi-a vorbit și astăzi. Mi-a vorbit și ieri. Și oricât ori de câte mă plec în genunchi, mie nu -mi trebuie intermediar și preoți și profeți, se prezintă Duhul lui Dumnezeu în camera mea de la pădure. Și Dumnezeu vorbește cu mine în fiecare zi. I-am spus, Doamne, orice mi-ai luat în viața asta, te rog să nu-mi iei vocea asta. M-am rugat cu toată, i Doamne, dacă mi-ai sănătatea și dacă mi-ai slujirea, te rog să nu-mi iei niciodată această voce care îmi vorbește atunci când am nevoie. Ascultați-mă bine, viața de creștin. Fără vocea lui Dumnezeu este o caricatură. Este un chin. Slujirea fără asta. Eu nu pot să cred că se poate păstori fără asta. Nu știu cum unii încearcă să facă pe slujitorii câte principii de leadership ai cunoaște, oricât de bine ai ști scripturile, sunt momente dificile în viață că nu înțelegi nimic. E așa de important atunci când te pleci pe genunchi să-ți vorbească Dumnezeu în toate lucrurile. O, decât câte n-am vrut să fac prostii. Da, în lucrare, să iau de ce o decizie prostească. și a venea Duhul Sfânt, mai mi nu o să faci asta. Asta e părerea ta. O să faci ce zic eu. Și mulțumesc lui Dumnezeu cum a păzit de multe greșeli datorită vocii Duhului care îmi vorbește. N-ați vrea acum la final să ne rugăm Domnului pentru cei care n-aud vocea Domnului? Haideți să ne ridicăm în picioare. Dacă ești în seara aceasta aici și ești surd din punct de vedere spiritual, eu mă rog ca Dumnezeu să-ți vorbească. Și vreau să vă spun ceva, dacă fratele mi-a vorbit de la el, nu se va întâmpla nimic. A fost o predică. Dar dacă fratele Emi a vorbit cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul acesta va aduce rod. Pentru că eu știu că Dumnezeu când vorbește nu se poate să nu aducă cuvântul acesta rod. Eu cred că din seara asta Dumnezeu va deschide urechile unor bărbați și femei. Amin. Sunt convins că din seara asta și rostesc prin credința asta Dumnezeu va începe să vorbească unor tineri din biserica dumneavoastră și nu numai. Pentru că asta vrea Dumnezeu. Să începi să dialoguezi cu El. Asta e rugăciunea. Să vorbești cu Dumnezeu și Dumnezeu să vorbească cu tine. Roagă-L să-ți vorbească. Și Dumnezeu să-ți vindece urechea. Și din seara asta să cunoști vocea blândului păstor. Amin. Ne rugăm cu toți.